privire ostenită pe chipul splăpând. Întâiul cuvânt cel vei spune cu drag în curând. Întâiul surâs tăinuit în dureri mult prea mult. Pe frunte întâiul sărut, întâiul scundascăl cu primul cuvânt este ea. Mama ce-n brațe te ține cu drag, mama ta. Mama-i izvor nesecat și trăiri sufletești, sfânt râu de viață transfer spre cei ce sufi pământești, că dură și lucru și veche e mama în ceasuri târzii, nopți albe trăite în zbuciun, să dea un alin la copii. Mama, pieptui pe brațe adesea ia-ți va fi scut, ți-i primul prieten spre care privește-a stăcut. Parcă ai vrea ca să-i spui printr-un zâmbet ușor ceva ce în suflet ar face-o să ardă de dor. Cum tu când vei crește model de respect printre mulți, vei fi și chiar primul vei spune de mamă să asculți. Mama-i povață, mustrare, iertare și sfaturi cu drag, chemări și îndrumări către o țintă ideală în anii și rar. Mama-i povață, mustrare, iertare și sfaturi cu drag, chemări și îndrumări către o țintă ideală în anii și rai. Mama, întâiul cad leagăn sub ochi luminoși sclipitori, de flori. Deci numai o mamă ți-i dată s-o ai aici jos, spre care ți îndrepți azi privirea și chipul frumos. Găsești un alin, un îndemn, un cuvânt iertător. Ce-n brațe te ține cu dor. Mama-i ființa dorită, la bine și-n grele dure. E singurul suflet în care mai poți să găsești mângâiere. Mama-i rugi sfinte înălțate, curate în sus, nădejdea ancorate la țărmul iubirii cu drag în Iisus. Mama,
Slăvit să fie Dumnezeu! Dragă frate Dorin, sora Anca, vă spunem venit în casa Domnului cu fetița voastră, vă salutăm părinții, prietenii, rudele care vă însoțesc și mulțumim lui Dumnezeu pentru voi, pentru că trăiți între noi, pentru că slujiți pe Domnul alături de noi, fiți binecuvântați de Domnul. În această dimineață, onorând pe Dumnezeu și onorând actele de cult pe care le facem în casa Domnului, fraților și surorilor care se închină în acest sanctuar împreună cu noi, vrem să rostim o predică și înainte de aceasta să citim împreună cuvântul Domnului din Scripturi. 2 Timotei, capitolul 1, versetele de la 1 la 8. Din respect pentru Domnul, vă rog să vă ridicați în picioare. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, după făgăduința vieții care este în Hristos Iisus, către Timotei, copilul meu preiubit. Har, îndurare și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. Mulțumesc lui Dumnezeu, căruia îi slujesc cu un cuget curat din moși strămoși, că neîntrerup te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Că-și mi-aduc aminte de lacrimile tale și doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Lois și apoi în mama ta Eunis și sunt încredințat că și în tine. De aceea, îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. Să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Amin. Mulțumesc, stimații mei, vă rog să vă așezați. Întotdeauna slujbele divine de sărbători sunt extrem de aglomerate. Asta creează multă presiune pe toți cei care slujesc, dar ne bucurăm că, dincolo de toate, Dumnezeu este onorat, iar frățietatea este zidită și îmbărbătată. În această dimineață o să spun o scurtă predică pe care am intitulat-o Cum poți crește copilul să devină un slujitor al Evangheliei? Toți părinții născuți din nou vor să crească copiii pentru a deveni slujitori a Evangheliei lui Dumnezeu. Și eu și ceilalți părinți ne tot gândim când ne ținem băieții în brațe că probabil vor ajunge predicatori. Unii ajung, alții nu. Însă, ceea ce ajung cu toții este să fie născuți din nou, să fie umpluți de Duhul Sfânt și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Timotei a fost un tânăr rezultat dintr-o căsătorie mixtă, mama lui fiind evreică, iar tatăl lui fiind grec, așa cum menționează Luca în cartea sa, capitolul 16, versetul 1, Faptele Apostolilor. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Listra era localitatea unde trăia familia lui Timotei. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Observați că la mama se menționează că era credincioasă, la tatăl se menționează doar că era grec. Cel mai probabil din cauza influenței grecești manifestată de tatăl său în familie, Timotei nu a fost tăiat împrejur, asemenea celorlalți copii evrei, ceea ce pune în evidență moda grecească din casa lor. El a fost născut în Listra și Biblia ne spune că era foarte apreciat în comunitatea creștină de acolo. Următorul verset cu numărul 2. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. În ciuda specificului familiei părinților lui, Timotei ajunge unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai apostolului Pavel. Revenind la titlul predicii mele, Cum poți crește copilul să devină un slujitor al Evangheliei, am desprins câteva gânduri și în urma acestui sumar cadru de introducere pe care l-am prezentat, vreau să spun gândurile acestea. Cel cu numărul 1. Evangelizarea copilului se face în familie. Atunci când un copil se naște într-o familie de oameni evangheliști, născuți din nou, creștinul plus de Duhul lui Dumnezeu, este absolut normal și cu caracter obligatoriu ca evangelizarea acestui copil să se facă în cadrul familial.
Dacă el se naște într-o familie de oameni născuți din nou și părinții nu sunt în stare în 15 ani, 20 cât copilul stă cu ei și este sub influența lor directă să îl evangelizeze, ei sunt capabili de un mare eșec. Observați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Numai părinții spirituali fac educație spirituală. Niciun părinte care nu vine la biserică, nu citește Biblia și nu se roagă, nu-i născut din nou, nu va avea interesul să-l învețe pe copilul lui lucruri în care el nu crede, pe care nu le practică, valori pe care el nu le are. Numai un om care iubește biserica, îl iubește biserica pentru că e casa lui Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, înțelege importanța citirii Bibliei și a rugăciunii, numai omul acela încearcă să pună în inima copilului ca o sămânță care va crește aceste valori care vor determina în mare măsură veșnicia. Observați că bunica lui, mama Eunice, s-au convertit cel mai probabil în prima călătorie a apostolului Pavel, călătorie în care și Listra a fost un oraș prin care a trecut Pavel. Biblia le prezintă pe aceste două femei ca fiind extrem de responsabile. Nu uitați că numai mama lui a fost credincioasă, fiind evreică și născută din nou. De tatăl se spune doar că era de naționalitate grecească, dar nu avea nicio legătură cu lucrurile spirituale. Dacă ești o mamă cu un soț necredincios, nu este așa că uneori ești tentată să-ți motivezi lipsa educației spirituale pentru copii prin absența soțului de la biserică, spunând, dar soțul meu nu-i credincios și nu mă ajută și asta este foarte greu pentru mine. Priviți la această femeie care avea un soț grec, care se închina la idolii panteonului grecesc și totuși l-a educat pe Timotei alături de mama ei să devină unul dintre cei mai veritabili ucenici ai apostolului Pavel. Nu dificultățile vieții ne împiedică pe noi să fim oameni și faptul că nu ne propunem să devenim asta. Atunci când un om își propune să facă ceva în viață, trece peste piedici, trece peste dificultăți. Viața e o luptă oricum, dar de ce să mă lupt pentru nimic când pot să mă lupt pentru ceva? Copiii născuți în familie credincioșilor nu se nasc, ci devin născuți din nou. Copiii care se nasc în familiile oamenilor născuți din nou, nu se nasc născuți din nou. Ei doar se nasc, dar ei devin născuți din nou prin influența pe care părinții o pun asupra lor și prin convertirea personală pe care copiii o aleg atunci când devin adulți. Pavel are cuvinte de adâncă apreciere pentru calitatea vieții spirituale a bunicii și a mamei lui Timotei. Am citit, recitesc, îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Subliniez credință neprefăcută. Ce înseamnă credință neprefăcută? Această expresie spune totul despre autenticitatea, despre transparența, calitatea și excelența credinței mamei și bunicii lui Timotei. Când crești lângă două astfel de femei, una fiindu-ți bunică și alta mamă, evident că atunci când vine Pavel în oraș și predică, ești pe prima bancă. Dar când te crește altcineva, ești în altă parte. Cine determină viitorul unui copil este persoanele care îl cresc, pentru că stând cu el 10 ani, înainte să înceapă să meargă la școală prea mult și apoi încă 10 înainte să plece de acasă prin căsătorie, părinții aceștia își pot influența copilul. Cât stă un tânăr cu mine ca să-l pot influența la biserică? Uneori predic 15 minute, alteori 30, alteori 45 și asta odată sau de două ori pe săptămână. Cu mama stă acasă 24 de ore. Este adevărat că pastorii trebuie să influențeze tinerii care vin la biserică, dar întreb eu, cât îi pot influența pe copiii care n-au fost influențați în familiile lor? Cum poți face din copilul tău un slujitor al Evangheliei? Al doilea gând pe care vreau să-l transmit, maturizarea tânărului se face în ucenicia unui slujitor. Primul, evangelizarea copilului se face în familie. Însă maturizarea tânărului se face în ucenicia unui slujitor al Evangheliei. Priviți că educația spirituală a copilului Timotei a făcut-o mama și bunica, dar ucenicia lui ca tânăr n-a mai făcut-o mama și bunica și a făcut-o apostolul Pavel. Pentru că ceea ce oferea Pavel a fost un cadru pus în inima lui Timotei de mama și bunica lui. Timotei și-a găsit plăcerea în ce spunea Pavel, că se potrivea cu ce a spus mama. E foarte greu să schimbi în inima unui copil ce a spus mama, pentru că ce spune mama îl va urmări pe copil restul vieții. Și dacă mama nu spune ce trebuie,
atunci e complicat. Observați autoritatea mentorării. Apostolul Pavel l-a cunoscut pe Timotei cel mai probabil în prima sa călătorie. Citesc din 2 Timotei 3, 10, 11. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile mele, suferința care au trecut peste mine în Antiohia și în Listra. Știi ce prigoniri am îndurat eu. Oameni buni, nu poți deveni mentorul cuiva dacă nu-l lași să te vadă, să-ți vadă răbdarea. De aici, de la Anvon, e puțin mai simplu. De aici, de la Anvon, poți să spui cuvinte mari. Apostolul Pavel nu spune, tu ai urmărit predicile mele. Uitați ce spune, ai urmărit învățătura mea, adică predicile mele, dar apoi ai urmărit purtarea mea. Ai urmărit hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare. Când întâlnești un astfel de om, te simți bine în prezența lui. Simți că el te inspiră, te ajută, îi cer sfatul. Îți dorești să-l suni atunci când vrei să suni pe cineva și să întrebi ce trebuie să faci. Sunt așa de mulți tineri în biserică. Sunt peste 300 de copii la școala duminicală. Și sunt aproximativ 200 după școala duminicală, înainte de căsătorie. Întreb eu, avem 500 de mentor pentru ei? Vreți să vă gândiți un pic la întrebarea mea? Credeți dumneavoastră că poate pastorul să mentoreze 500 de oameni? Dumneata ai putea? Vreți să ne gândim un pic mai serios la viitorul copiilor noștri? Cum poți să faci din copil un ucenic al Evangheliei? Apoi, dincolo de autoritatea pe care Pavel o are, pentru că s-a prezentat ca un om care merita respectul lui Timotei, el ne vorbește despre încredințarea chemării. Dincolo de faptul că Pavel l-a ales pe Timotei ca să-l înlocuiască pe Ioan Marcu, pe care l-a lăsat datorită neseriozității lui temporare, Pavel ne spune că Timotei a avut o chemare din partea lui Dumnezeu, despre care el spune câte ceva în 1 Timotei 1:18. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine. Au existat niște prorocii pe care Pavel le-a auzit și când le-a auzit a spus, eu trebuie să mă ocup de copilul ăsta, dacă Domnul spune că îl va face un slujitor, atunci eu sunt omul care trebuie să împlinesc ceea ce trebuie să devină copilul ăsta. De cele mai multe ori, dacă pastorul promovează un om, el este promovat. Dacă nu-l promovează, el nu este promovat. Nu întotdeauna este promovat cine trebuie și nu întotdeauna nu-i promovat cine nu trebuie. E foarte greu să ai un aparat de măsurat chemarea și abilitățile unui om și e foarte greu să vezi mâine. Oamenii văd doar astăzi. Nu fi nepăsător de darul care e în tine, care ți-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Observați, Apostolul Pavel a fost conștient de aceste lucruri. Apoi, sensibilitatea lucrării. Cu ocazia celei de-a doua vizite la Listra, Pavel hotărăște să-l ia cu el și îl taie împrejur. De ce? El n-a spus, pe mine nu mă interesează de frați. Eu îl iau pe copilul ăsta și dacă n-a fost tăiat împrejur la vremea potrivită, nu mă apuc eu acum om mare să-l tai împrejur. Pavel a fost un om înțelept. El n-a slujit instituții, el a slujit oameni. El a știut că dacă un om nu te respectă, nu-ți respectă nici predica. Și nu-ți respectă nici slujirea. Dacă nu te respectă ca om, dacă nu te admiră ca om, ca și caracter, atunci nu-ți va admira predica, poate să fie în 3 puncte sau în 30 de puncte. Și pur și simplu l-a pus pe copilul ăsta să fie, pe tânărul acesta, să fie tăiat împrejur și era un adult începător. De ce? A fost sensibil la conștiința fraților care n-ar fi primit slujirea lui Timotei. Pentru că avea un tată grec și pentru că era compromis datorită acestei mixări în părinții lui. Asta ne ajută să înțelegem că Timotei s-a luptat cu această imagine pe care i-o dătea apartenența la un tată grec, problemă pe care înțelepciunea lui Pavel a rezolvat-o. Apoi, rânduiala ordinării. Am vrut să menționez lucrul acesta, deși nu suntem la ordinare, dar toate lucrurile contribuie la desăvârșirea noastră. Zice Biblia, îți aduc aminte să înflăcărez darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Asta înseamnă prezența lui Pavel în educația spirituală a lui Timotei. Dar, ascultați-mă, citesc un alt verset. Nu fi nepăsător de darul care e în tine, care ți-a fost dat prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. De ce n-a zis Pavel, eu îmi pun mâinile peste tine, tu ești ucenicul meu, nu mai mă interesează pe mine ce zice biserica și ceata prezbiterilor. Pavel n-a zis așa. Nu l-a ordinat într-o casă, în ascuns,
așa cum se mai practică, cum e la modă. Nu! L-a ordinat în mijlocul bisericii și în prezența la ceata prezbiterilor, ca să fie pace, să fie recunoscut. A fost un om înțelept. Când promovezi pe cineva, nu-l promova nascuns, pentru că nu slujește nascuns. Promovează-l în mijlocul bisericii pe care are o să o slujească, pentru că frații atunci îi vor accepta slujirea, chiar dacă începător fiind va sluji stângaci. Un om trebuie promovat în mijlocul bisericii, cu acceptul bisericii, pentru că biserica aceasta o va sluji. Și ceata prezbiterilor, dacă va fi întrebată, dacă va fi consultată, dacă va fi cerută pentru rugăciune, atunci îl vor sprijini, îl vor ajuta, îl vor învăța, îl vor ajuta. Toate lucrurile astea sunt importante pentru Pavel. Întrebare și pentru noi? 2000 de ani de vechimea creștinismului și odată cu vechimea a pierdut mult din autenticitate în multe zone. 3. Împuternicirea credinciosului se face în apropiere de Dumnezeu. 1. Evanghelizarea copilului se face în familie. 2. Maturizarea tânărului se face în biserică de către mentori spirituali, oameni care știu ce să-l învețe. Și 3. Împuternicirea credinciosului se face în prezența lui Dumnezeu. Citesc 2 Timotei 1:6. Nu fi nepăsător de darul care este, de darul care este în tine. 2 Timotei 1:6. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care e în tine prin punerea mâinilor. Al cui dar este? Al cetei prezbiterilor care și-a pus mâinile? Nu, e darul lui Dumnezeu. Ceata prezbiterilor își pune mâinile, dar nu există daruri în mâinile lor. Toată asta este un simbol pe care, dacă e făcut la chemarea lui Dumnezeu și după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îl onorează. Eu pot să ucenicizez pe cineva ca un om mai în vârstă, ca un credincios cu ceva experiență spirituală, dar nu pot să dau daruri nimănui, că nu am de unde. Eu trebuie să-mi fac doar slujba mea. Dumnezeu trebuie să-și facă slujba lui. Și un copil și părinții lui trebuie să știe că atunci când copilul e la ei acasă, trebuie să-l evanghelizeze. Când se face mai mare, trebuie adus la biserică și dat în grija unui mentor care să aibă privirile asupra lui, să se întâlnească cu el, să-l învețe, să-l educe, să-i spună ce trebuie să facă. Uneori un străin are mult mai multă influență asupra unui copil decât tata și mama, deci că le la căruia copilul s-a săturat 10-15 ani. Închei. Desăvârșirea slujitorului se face prin disciplină personală. Părinții îl evanghelizează, mentorii îl ucenicizează, Dumnezeu îl împuternicește, dar el se sfințește. Nu-l sfințește mama, nu-l sfințește pastorul. Îndrăznesc să spun următorul lucru și știu că, pentru că n-am timp să explice cu semnul întrebării, nu Dumnezeu îl sfințește. El se sfințește. Mi-a să știți cele două părți ale sfințeniei, una atribuită de Dumnezeu în numele Domnului Iisus, care este justificatoare și prin asta Dumnezeu sfințește. Și cealaltă, cea de fiecare zi, ca și proces pe care o trăiești personal. Ei, Timotei a fost chemat, observați onoarea slujirii, să nu-ți fie rușine de mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos. Asta el trebuia să se lupte cu rușinea. Să nu-ți fie rușine la școală să spui că ești creștin născut din nou. Nu va spune Dumnezeu asta în locul tău, tu trebuie să o spui. Apoi, curajul credinței. Dumnezeu nu ți-a dat un duc de frică, să nu-ți fie frică. Să știi că dacă tu predici despre Iisus, Iisus e în inima ta și puterea Lui va onora credința ta și curajul tău. Sau curajul credinței, puterea caracterului. Nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, nu te purta după ce termin cântarea sau poezia într-un fel în care pastorul să spună: nu o să mai cânti niciodată în biserica asta. Dacă aici cânti și în parcare faci altceva, ori te ocupi de parcare, ori de cântare. Educat de părinți, ucenicizat de Marele Apostol, înzestrat de Dumnezeu, disciplinat de sine însuși, Timotei slujește cu devotament alături de Pavel, dovedind abilități de predicator, credincioșie de ucenic, râvnă de apostol, perseverență de misionar. Așa trebuie să ajungă copiii noștri, dar acesta nu este decât un rezultat care are în spate un proces plin de cauze care îl determină. Frate Dorin, sora Anca, Netălii nu știe nimic, nici la vale, nici la deal, dar voi știți și la vale și la deal. Toată experiența voastră și toată experiența bunicilor voștri și a tuturor celor care vor influența fetița aceasta pe lângă geașul băiețelul vostru, să fie în așa fel încât să facă din ei doi
niște oameni ai lui Dumnezeu. Și dacă nu se va întoarce Domnul în generația lor, să știe cine este Iisus Hristos. Iisus Hristos este Domnul. Amin.